În alegerile care contează sau care ar trebui să conteze, toată lumea spune că noi suntem cei mai buni, noi suntem cei mai fideli, noi suntem cei mai integri, noi suntem cei mai cei. La fiecare 4 ani, auzim că noi suntem cei care le-am făcut pe toate. Îi vezi peste tot, colorați, cu fețe zâmbitoare, plini de promisiuni viitoare. Ce reușesc să vă transmită, cât îi credeți, cât reușesc să vă convingă, dumneavoastră urmează să decideți. Odată la 4 ani, puterea e la voi. Doar atât. Folosiți-o. Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, începe imperativ. Bună seara, domnule deputat Emil Albotă, invitatul meu și al dumneavoastră din această seară. Deputatul Emil Albotă, PSD, în echipa care contează. O să vedem în care echipă, cât contează în această seară. Mulțumesc pentru prezență, domnule profesor. Seara, mulțumesc frumos pentru invitație și de asemenea bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Domnule deputat, vă întreb direct. Ce ați făcut în ultimii 4 ani? Nu vă cer să îmi povestiți care e traficul capitalei până la Parlament. Nici cât vă ia până ajungeți la lift, nici ce aveți la mapă. Dar ce aveți în portofoliu de parlamentar în ultimii 4 ani, să știți că mă interesează și interesează pe cei de acasă. Așadar, ce ați făcut în ultimii 4 ani, domnule deputat, în Parlament? În cifre seci scrie pe site-ul Camerei Deputaților, dacă îmi permiteți. Adică îmi citiți din site? Pot să fac și asta. Deci, în cifre seci, am făcut parte din în cei 4 ani din Comisia de Transporturi și Infrastructură. Am făcut parte din grupurile de prietenie cu Republica Slovacia, Republica Slovenia și din cel de prietenie cu Irlanda. Aoleu, și ați fost vreodată pe acolo? Nu, n-am fost n-am fost în nicio deplasare în cei 4 ani de Parlament organizată de... Și atunci grupurile astea de prietenie, așa să am dea avut, bine pe site? Am avut discuții, am avut întâlniri la adică nivel... au venit ei în Parlament? Da. Uh-huh. Mă rog, probabil că au fost colegi de-ai mei care au fost și plecați în țările respective. Eu nu am făcut parte din nicio astfel de delegație. N-ați avut norocul sau n-ați avut... Nici nu mi s-a propus și nici nu... Partid. Și nici nu cred că aș fi... plecat. Nu am plecat nicăieri. Am avut 3 luni de cuvânt, cei drept cam puține, dar știți cum e, nu prinde microfonul toată lumea, microfonul prind doar cei cu... Decât când îi lasă șoșoacă, nu? Nu, decât cei cu atribuții în Camera Deputaților, dar pot să dezvolt în viitor acest subiect. În 3 ședințe, din care am avut o declarație politică pe care am citit-o de la microfonul Parlamentului în fața unei săli goale. Că așa se întâmplă. Uh-huh. Mă rog, mi-am dat seama că, având totuși simțul ridicolului dezvoltat, mi-am dat seama că nu e cazul să mai fac asta. Și... V-ați fript, cu alte cuvinte. Nu m-am fript, dar mi s-a părut un demers, aș putea spune, cumva, nu știu dacă inutil, dar... un demers care nu mă reprezintă. Nu pot să vorbesc în fața unei săli goale. Am avut 4 declarații depuse în scris, politice. Am participat, dacă vreți, am 55 de propuneri legislative, din care au fost promulgate în legi 22. Cu restul ce s-a întâmplat? Băi, nu au trecut de plen. Uh-huh. Și de asemenea am adresat 4 întrebări și interpelări. Și 5 moțiuni am depus. Deci... probabil că după anumite standarde, nu știu dacă activitatea mea este cea mai înaltă, dar este activitatea, cum să spun, specifică unui parlamentar care nu are funcție nici în comisia din care face parte, este simplu membru, așa cum am fost eu, și care nu are funcție nici în grupul parlamentar și nici... deci eu nu am avut funcție, am fost doar membru. Și... Cam atât se putea face, adică nu văd ce putea să fac mai mult. Bun,
Deci asta este, dacă vreți, activitatea mea în Parlament specific în decursul celor 4 ani. Am înțeles cât ați cuvântat. Vreau să vă întreb cum se cuvântă acolo. Am înțeles că ați comis-o, ca să zic așa, și ați făcut o declarație politică în fața unei săli goale, dacă ți neapărat să vorbești. Dar aș vrea să-mi spuneți, pentru cei care vă privesc, finețurile de procedură care țin de punctajele interne ale fiecărui partid. Pentru că înțeleg că acolo cumva liderul de grup parlamentar e un fel de celulă mamă. Dar nu sunt finețuri, există un regulament după care se este organizată activitatea în Parlament și evident se ține cont de acel regulament. Nu sunt finețuri, sunt pur și simplu reguli care trebuie respectate. Nu oricine prinde oricând, dacă vreți să spun așa, microfonul Parlamentului să-și vorbească. Există o ierarhie, e normal ca partidele să fie reprezentate de persoanele care sunt mai sus în ierarhie și mai puțin de cele care sunt mai jos în ierarhie, este firesc să fie așa. Deci nu poate prinde microfonul. Asta, știți, justificarea asta nu o fac pentru că mă simt cumva abuzat. Mă simt cumva inferior. Sunteți dar necuvântător este pe niște pliante. Exact, domnule, asta vreau să spun. Au apărut niște pliante ale colegilor noștri de la PNL, care, mă rog, de coaliție. De minunata coaliție. Ne clasifică într-un anume fel și e bine să lămurim lucrurile acestea, pentru că îmi place să fie lucrurile spuse direct. Deci nu oricine prinde microfonul Parlamentului. Microfonul în Parlament este prins în general de liderul de grup, de președinții și vicepreședinții de sală, de președinții de comisii, vicepreședinții de comisii câteodată sau câteodată secretarii de comisie. Deci din ce, pentru că atunci când se citește un raport al unei comisii în Parlament, citește ori președintele de comisie, ori secretarul comisiei, ori unul din vicepreședinții. Asta pe regulament, spuneți, pe regulament, nu? Bineînțeles, sigur că da. Deci regulamentul este public, adică nu, aici nu ne jucăm, nu venim cu, știți, cu cuvinte din acestea alambicate ca să ne scoatem, dacă vreți, cumva, că n-am vorbit pentru că nu mi s-a oferit ocazia. Nu sunt un tip care să mă feresc de verb. Sunt un tip care știu, într-o anumită măsură, limba română. Evident, pot să o și perfecționez câteodată, dar nu mă declar a fi chiar ultimul user de limba română, știți? De-aia am vrut să fac această precizare, pentru că nu mi s-a părut corect, cum să spun, acele 45 de secunde. Nu mi s-au părut, nu, eu am un pic mai mult, dar nu asta e important. Nu mi s-a părut corect pliantul respectiv. Da. Să fim sănătoși. Da, nu știu, colegul dumneavoastră, domnul deputat de la PNL, bănuiesc că a avut acea soartă, nu? Sau... Nu, domnul deputat, domnul de la care cuvântă. Parlamentarul singular, să spune așa, da, parlamentarul care cuvântă, fiind la al, nu, mi-e greu să număr câte mandate are dânsul, care propovăduiește. Care propovăduiește, foarte frumos verbul, este la un, a ajuns deja la un număr important de mandate. Evident, are altă... Și mai urmează. Are altă alonjă în partid, și sunt mai puțini acolo și atunci îți găsești drum mai repede către vârf. Și probabil că a avut șansa să vorbească cea mai mult ca alții. Da. Bun. Acum că am aflat ce ați făcut în ultimii 4 ani în Parlament, vă întreb ce ați făcut în ultimii 4 ani în politică. Știu că aveți cabinetul parlamentar arondat zonei de sud a județului, în Corabia. De fapt, ați fost responsabil politic pe zona de sud. Știam că încă sunt. Da, sunteți încă, da, așa este, încă sunteți, da, cu accent pe încă. Câte comune aveți în custodie, câte ați câștigat, câte ați pierdut și... vă las să răspundeți, că în custodie n-am niciuna. În custodia politică. În custodia politică, că nu sunteți responsabil pe comune. Sunt responsabil, exact. Calții, sunt responsabil de fostul colegiu 7, dacă vreți, zona Corabia. Sunt, zona de sud. Zona de sud a județului, sigur. Sunt
16 localități, din care orașul Corabia, avem un oraș evident Corabia. Din punct de vedere politic, avem 12 primari, uh-huh, inclusiv orașul, și avem 4 localități. 12 care... primari, inclusiv orașul, din 16. Din 16. Uh-huh. 3 sunt celelalte 4 localități, mă rog, 3 fiind ale PNL și una USR. Bine, ale PNL sunt de când e sud-sud acolo, adică da, acolo e un fel de zonă în care nu e, ați reușit niciodată. Era de 2, e de 3 acum. Intrați. E de 3 acum. S-a mai pus încă una, este Ștefan cel Mare, care este comună PNL în acest moment. Da. Unde ați pierdut, de ce ați pierdut și dacă ați făcut o analiză, cauză și efecte a acestor pierderi? Da, deci am câștigat evident marea majoritate a bătăliilor politice pe zona de sud. Așa cum am spus, avem 12 localități în care avem primari. Avem primarii inclusiv în oraș. Evident, acolo unde s-a pierdut am făcut o analiză, am criticat și am fost criticat, am luat unele decizii, dar despre asta nu putem să vorbim în public, rămâne bucătăria noastră internă. Dar nici internă. Cauzele nu le puteți spune? Cauzele sunt multiple și nu vreau să învinovățesc public pe nimeni, știți, chestiunile... Dar pe dumneavoastră, ca responsabil, vă învinovățiți? Într-o care măsură am spus că am fost criticat și că am criticat și că am fost criticat. Evident că toată lumea, toți cei de acolo, purtăm o parte din vină, într-o măsură mai mare sau mai mică. Evident. Domnule deputat, dacă alegeați un alt candidat, unde? Ați fi putut, în comunele unde ați pierdut, ați fi putut avea câștig de cauză? Dumnezeu, adică cauza a fost candidatul? Dumnezeu știe. Probabil că sunt unele cazuri unde am pierdut și din cauza candidatului. Sigur. Asta v-am întrebat. Da. Sigur. Nu o să nominalizez, dar sunt unele cazuri. Da. Deci ați cu ales? Siguranță, da. N-ați ales persoana agreată de localnici? Știți cum e? Întotdeauna când pierzi în alegerile locale, în principiu devine cel care a candidat. Dar nu întotdeauna. La noi sunt și cazuri în care, evident, am pierdut din cauza candidaților. Da. Care ar fi lecția pe care ați învățat-o în cei 4 ani de parlament? În cei 4 ani de... Cea mai importantă. Am învățat multe în cei 4 ani de parlament, dar... Așa. Dar cea mai importantă lecție pe care am învățat-o este cum funcționează democrația. Deci în Parlament. Există? Nu Parlamentul, democrația. Deci exponentul, după deget, așa, nu? Exponentul democrației este Parlamentul. Cel mai important. Așa scrie la carte. Nu plec de la etimologie, de la demos kratos, plec de la ceea ce se întâmplă în Parlament. Parlamentul este, dacă vreți, o reducere a României la scară. Găsim reprezentanții din toate zonele, nu neapărat geografice. Deci, orice fel de oameni găsești în Parlament, să știți că nu este... Parlamentul nu e Academia Română, nu e nici, cum să spun, o mănăstire. Parlamentul este România redusă la scară. Este fascinant cum în, cum să spun, în mixajul acesta de oameni de toate felurile se pot face lucruri. Când te uiți așa de departe, zici că n-are cum să funcționeze treaba. Și totuși, asta este fascinant, funcționează. În schimb, am văzut care sunt punctele tare ale democrației. Să știți că privind acolo din interior, vezi că totuși poporul face legi prin indivizii, prin reprezentanților de acolo, dar care v-am spus sunt exact cum e poporul român. Și legile alea sunt pentru popor? Evident, sunt și pentru alții? Nu, poți să crezi la un moment dat că legile ies strâmbe din mixajul acela de oameni, de culturi, de spui prima dată, domnule, n-are cum să iasă ceva
corect de aici. Și totuși legile ies în regulă. Adică vi s-a părut că România Educată a fost în regulă și este în România regulă? România Educată este proiectul de țară al președintelui Iohannis. Parlamentul pe care a fost l-ați mai... votat, ați pus amendamente, l-am ați votat, scos asta, dar l-ați căsăpit și să... l-ați votat până la urmă okay. Toți. Deci nu putem să transformăm drept responsabil pentru România eșecul proiectului România Educată, Parlamentul, eșec. Eșec a fost proiectul de țară de suflet al președintelui Iohannis. Dar domnule, ați luat sufletul în brațe lui Iohannis. Să revenim la, să revenim la știu Parlament. Știu că nu vă convine, dar asta e adevărul. Nu e vorba de ce îmi convine. Vezi și punctele tare ale democrației, dar vezi și punctele slabe. Deci, ca puncte tari este că funcționează democrația în Parlament. Ca puncte slabe, totuși, ale democrației, aș spune că nu dă bloc, cum să spun, aș cita chiar din Cristian Tudor Popescu. Așa. Nu dă bloc prostiei pure. Să câteodată, știți că eu am văzut și prostie deci, pură prin Parlament. Mă mir că... Da, păi la asta nu, am zis că nu dă nu bloc. Nu dă bloc, nu da, poate. Da, da, da. Deci are limitele ei, totuși, democrația, în sensul ăsta. Da. Se poate vedea declarația lui Cristian Tudor Popescu, nu este chiar fan PSD și totuși a fost o declarație care mie mi-a plăcut. Evident. Dar ce credeți că a făcut-o pentru PSD? A, nu. Păi nu, nu. E evident către unde a țintit, ca să spun așa. Deci, ăsta ar fi, dacă vreți, punctele tari ale democrației, faptul că funcționează, și asta e fascinant, să o vezi din Parlament, și ca puncte slabe ar fi că poate să permită, cum să spun, unor accidente ale istoriei să ajungă sus. Și e aleși ai poporului. Și e aleși ai poporului, sigur. Nu? Sigur că da. Adică sunteți egali în drepturi acolo, tocmai pentru că sunteți aleși da, al poporului și poporul e suveran. Suntem egali în cu toții așa și la vot, sigur că da. Da. Care ar fi lecția pe care ați învățat-o din politică? De când faceți politică? Din 2012. Oho, aveți ceva timp. Sfânduna, da. Care ar fi lecția pe care ați învățat-o din politică? Cea mai importantă? Care vreți? Care v-a marcat? Vă voi spune atunci când mă voi retrage, nu știu încă, încă învăț. Păi încă învăț lecții din politică, în fiecare zi primesc câte una. Sunteți cu un picior pe lângă, ca să zic așa. A, nu. De ce? Pentru că în echipa care contează, sunteți pe un loc care nu contează. Sunteți locul 3 la Senat, sunteți senator supleant, că tot vă place ca la carte. În echipa care contează de acum 4 ani, sau care a contat acum 4 ani, eram cu ambele locuri în afară și totuși am ieșit deputat. Și a fost în regulă. Deci, haideți să vedem, nu știm exact unde... Adică vreți să-mi spuneți că trageți nădejde pe un loc de senator acum? Nu, nu. Eu trag nădejde să scoatem un scor cât mai mare și să vedem ce se va întâmpla după aceea. Deci nu vă deranjează faptul că sunteți pe locul 3 la Senat, pe un loc care nu contează supleant? Nu poți să fii deranjat de partea goală a paharului la un moment dat. E bine să vezi și... să-ți vezi un pic și lungul nasului și e bine să vezi și partea plină a paharului. Eu așa zis întotdeauna și să iei lucrurile pe rând, așa cum vin ele. Domnule deputat, aveți ceva a vă reproșa? Puteți face mai mult, mai bine? În viață trebuie să existe un echilibru. Cum, nu știu, mai mult, mai bine... Sigur că da, dar atunci probabil că mi-ar fi reproșat familia că persoana mea lipsește din sânul ei. Și cred că am făcut cam tot ce am putut la un anumit nivel, bineînțeles, ținând lucrurile într-o zonă de echilibru. Evident, echilibru poți să-l ții mai sus, mai jos. Eu l-am dus acolo unde am putut. Deci, evident că se putea face mai mult, dar cu anumite pierderi pe celelalte planuri. Și na, fiecare e dispus la un anumit, cum să spun, la un anumit sacrificiu, nivel de sacrificiu. Adică, într-un fel, îmi spuneți acum că locul care nu contează 3 la Senat în echipa care contează, eu vreau să vă enervez acum, de-aia zic așa. Nu, partea plină a paharului este faptul că o să aveți mai mult timp pentru familie și pentru dumneavoastră, nu?
Se poate traduce și așa, sigur că da. Deci trebuie să primim întotdeauna... Nu, dar stați un pic. Până la urmă, locul 3 la Senat înseamnă hai, că... Mi-o dați pe aia cu e onorabil, e... Lăsați-mă cu placa asta, vă rog eu frumos. Nu, dar chiar cred treaba da, asta. Onorabil, e o poziție da, onorantă, da, sigur. Da, este, da. Este. Da? Nu vă duce în Parlament la fel de onorant. În fine, asta știți este, știți cum da. E câteodată mai importantă călătoria decât o destinația. Tură, două, vedem. Vedem ce vă da, ce contează, ce echipe care contează. Mai prindeți. Bun, în deciziile luate, politic vorbind, politic. Da. Ați fost de capul dumneavoastră, ați avut consultări, dacă da, cu cine și cui a aparținut ultimul cuvânt? Păi, deciziile pe care le luăm, evident că nu le luăm de unii singuri, le luăm, noi facem parte totuși dintr-o echipă. Acum, dacă e să sintetizez, până la urmă, ultimul cuvânt îl are președintele de organizație, dacă decizia este foarte importantă. Dacă este o decizie, cum să spun, mai puțin importantă, așa, evident că putem să luăm pe un anumit nivel de importanță, putem să luăm decizii fiecare dintre noi. Deci, evident că ne consultăm și, v-am zis, noi lucrăm într-o echipă, evident că ne consultăm chiar și între noi parlamentarii, chiar pentru zonele de care răspundem. Ne întrebăm unii pe alții cam cum să procedăm. Nu mi se pare, mie mi se pare foarte corectă abordarea aceasta și sigur, până la urmă, dacă, v-am zis, dacă este vorba de o decizie importantă, o ia președintele de organizație. Așa care, cum mi se pare normal. Care și-o și asumă. Nu putem asuma cu toții, să știți. Păi adică ia unul singur decizia și vă asumați cu toții, cum vine asta? Decizia, așa știți cum e, președintele de organizație nu ia niciodată o decizie că așa s-a trezit dimineața. O ia pe baza unor consultări făcute cu toții. Da. Sunteți fără regrete? Aveți ceva regrete? Pe zona asta, ăștia, în ultimii 4 ani și acum? Adică vă întreb așa direct, ați sperat la un loc eligibil? Da, am sperat, fiecare dintre noi speră la un loc eligibil, dar totuși, v-am zis, fiind pe listă, evident că sunt onorat de gradul de încredere cu care am fost, care s-a investit în mine, s-a investit un anumit grad de încredere, evident. Da, pe camera ați urcat, ca să zic așa. De la deputat la senat. Da, nu, da, nu cred că asta e important. Cred că oricare dintre colegii mei care se găsește pe lista de parlamentari, evident, este cumva onorat să fie este acolo, pentru că până la urmă este cumva vorba despre recunoașterea muncii pe care o depune în organizație. Da, dacă și doamna Leanca și eu mă simt onorată, trebuie să recunosc lucrul ăsta. Ce urmează în politică pentru Emil Albotea? Viitorul ne va spune asta. Viitorul sună bine? Viitorul, sună general, să știți sună că viitorul. Sunt un optimist. Deocamdată învăț să comunic pe TikTok. Da? Da. Ați descoperit TikTok-ul, cum este ziceam, un clasic în viață. Mă rog, un pic mai târziu ca alții, dar totuși nu mă las. Da. Deci cum sună viitorul? Ce urmează... În politică, păi, în politică nu știu, pentru mine nu știu ce urmează în politică, ca să fiu sincer, vom vedea. E prematur să vorbim. Urmează 3 rânduri de alegeri, asta e ce este important. Dar totuși pentru mine e clar că urmează să mă dedic mai mult profesiei. Asta urma să vă întreb, ce urmează profesional? Da, profesional, evident, urmează să-mi reiau, cum să spun, full time. Ce? Norma întreagă la... Să mă duc... Familiei, să mă duc... Asta nu e o treabă rea. Dar evident, mă voi duce la universitate și evident voi relua cumva activitatea secundară pe care am avut-o, aceea de proiectare în construcții. Deci am ce pe să fac. Pe perioada mandatului de parlamentar ați avut, avut o catedră restrânsă? Da, am avut jumătate de normă. Nu puteam să fac față, normă da. Întreagă, era prea mult. Și așa să știți că a fost dificil. Și foarte acum dificil. Urmează să vă reîntregiți această catedră? Da, sigur. Din semestrul 2, evident. Da. Deci, profesional... Pe universitate, da? Pe universitate, da. Păi da, să știți că nu e atât de rău cum pare. Domnule, abia aștept să
să mă reîntorc la facultate așa mai mult timp. Da, păi n-aveți încotro. Da. Păi, asta e. Ce înseamnă o echipă în politică? Că am tot vorbit, tot aud, echipa care contează, echipa care contează. Dom'le, ce înseamnă echipă în politică? Politica, știți cum e, puterea exemplului, cred că e cea mai bună. Deci politica e ca un sport. Ca un sport de echipă. Într-o echipă... Periculos, sportul ăsta de echipă? Câteodată, câteodată, da. Dar nu la asta, știți, nu ne gândim la faulturi direct. Ne gândim la ce înseamnă o echipă în sport. O echipă în sport înseamnă antrenor, înseamnă capitan de echipă. Goluri în sportul ăsta dau? Se dau? Se mai pot da? Păi dau unii? Pe goluri se joacă, dacă pe e vorba goluri, de da? Fotbal, da, sigur, uh-huh. Sau handbal. Există portar, există jucători, există rezerve. Să mai aruncă și la coș, dacă există vorbim rezerve. De basket. Nu? Sigur, la basket, da. Sigur, la basket, da. Deci, evident că dacă un component al echipei nu-și face treaba bine, toată echipa are de suferit. Așa este și în politică. Există președinți de organizații, există organizații, există parlamentari, există prefecți, există... Toți fac parte dintr-o echipă și... Prefecți? Păi nu sunt apolitici? Mai nou nu mai sunt apolitici. Nu mai sunt? Prefecții, nu. Sunt... Dar nu-i schimbarea noastră, să știți. Da, da, pe da. Vremea noastră a PSD-ului dinainte erau apolitici, acum sunt politici, așa, da. Așa au considerat cei de la PNL, mă scuzați, și USR când au fost la guvernare. Eu n-am văzut nici prefect, nici subprefect pe stradă în campania electorală. Sunt anumite limitări, nu au... Sunt politici, dar n-au voie la pas sau cum? Nu mă pricep atât de bine, nu cred că au voie să facă campania electorală, pot să greșesc, cu scuzele de rigoare. Da. Ce înseamnă normalitatea într-o echipă? Există ea în PSD-ul? Nu echipa, normalitatea. Bă, da, există. Normalitatea în PSD-ul este performanța. Și cred că am dovedit-o de atâtea ori. Suntem o organizație care a făcut performanță de-a lungul timpului. Suntem o organizație care, între organizațiile PSD, a ieșit în ultimii 12 ani, cel puțin, între primele la nivel național, chiar prima la nivel național, deci da, putem spune că... Prima după Dâmbovița. Da, deci putem spune că pentru PSD Olt normalitatea este performanța și da, într-adevăr, anul acesta la alegerile locale, ca vot politic, suntem a doua organizație la nivel național după cea de la Dâmbovița. Da, câteva sutimi, e drept. Puține, da. Da. Nu știu cum se fac clasamentele astea la dumneavoastră în partid. Se fac, de fapt, în toate partidele. Dar aș vrea să-mi spuneți că chiar sunt curioasă. Noi avem 112 localități. 112. Da? Dâmbovița are mult mai puține decât noi. Undeva la 80 și ceva, 85-87 pe aici. Păi, domne, sunt mai multe localități, adică nu se ține cont și de localitățile, de numărul, că una e să faci campanie în 87 de localități, alta e să faci în 112. Adică cumva, nu știu... E vorba de specificul zonei. Mă rog, Dâmbovița mai are ceva și zona de munte, unde mă gândesc că localitățile sunt mai rare. Dar nu așa calculăm. Strict pe număr de localități, nu, da. Nu calculăm în felul acesta, calculăm ca procent. Că mi se pare, repet, în toate partidele, mi se pare nedrept așa, nu știu cum... Păi na, asta e zona la Dâmbovița, așa sunt atâtea localități. Adică sunt dacă în Dâmbovița... în Dâmbovița erau trei localități și noi rămâneam cu 112 aici la Olt și Dâmbovița tot pe locul 1 pe țară era, adică mi se pare un criteriu, nu știu, nu se ține cont așa de... Nu, se ține cont de evident că n-ar fi fost corect nici așa să fie trei localități, dar se ține cont în principiu de procentul de voturi valabil exprimate în favoarea Partidului Social-Democrat. De votul politic care înseamnă sigur. Lista de consilieri județeni, nu? Sigur că da. Da, exact. Da. Dar de unde e criteriul ăsta cu votul politic, lista de consilieri județeni? De ce nu e vot politic pe numărul de primari care au ieșit sub flamura partidului respectiv? De ce e votul politic raportat la lista de consilieri județeni? Pentru că vedeți dumneavoastră, de exemplu, cei de la Dâmbovița, dacă ar fi avut 84 de localități, nu știu câte sunt, dar
iau 85, de 87, pe aici, mă rog, sunt, 87. Da. Și noi avem 112 și noi am fi scos 95 de primari, de la Dâmbovița niciodată n-ar fi putut să scoată 95 de primari, pentru că ei n-au atâtea localități. Nu, nu, nu. Și de, noi am fi bătut din de stat. De numărul primarilor, adică de votul pe primari. Adică de votul politic De votul pe primari. Da, da, da. Păi raportat la vot. Cum am luat votul politic pe consilierii județeni, de ce nu se ia votul politic pe primari? Pe total. Nu e, De ce e relevantă? De ce e relevant votul ăsta politic pe numărul de consilieri? Pentru că este un vot valabil, este un vot valabil pentru tot județul. Este vorba de consilierii județeni. Deci de pe data noi avem 33 sau câți avem? Dâmbovița are mai puțin, că e suprafața mai mică. Nu știu câți are Dâmbovița. Nu cred că 32 avem. 33? 32-33 nu mai contează. Aveți președintele oricum și majoritatea. Da, cu președintele și... se fac 33, cred că trebuie să fie număr impar. Da. Nu știu exact care e treaba la Dâmbovița, dar este corect să se ia pe consilierii județeni, pentru că aceștia se votează la nivel județean. Vedeți dumneavoastră, primarii se votează la nivel de localitate, nu pot să iau voturile de la nivel de localitate să le adun, ar da corect. Asta. Deci cel mai corect este să iei pe consilierii județeni. Pentru că, iarăși, nici pe președinte de Consiliul Județean nu mi s-ar părea atât de corect. De ce? Pentru că e vorba de o persoană. Știți cum e? Până la urmă poți să câștigi, cum suntem noi la Slatina, noi avem un număr mai mare de consilieri locali. Cu unul. Cu unul. Dar e important. Nu, dar, mai e că da, aveți doi... Vorbesc de ce a rezultat în urma votului. Da. De ce s-a întâmplat ulterior, nu e cazul să intru în discuții, că nu e treaba mea asta, evident. Fiecare și asumă ceea ce face și răspunde pentru doza de moralitate / imoralitate. Bine, de care asta, dă dovadă. Nu... Da, asta nu înseamnă că din lista de consilieri local pe Slatina nu ar putea exista unii care să voteze cu Partidul Social Democrat. În anumite... Nu. Adică zis, ați pierdut doi cu care vă judecați efectiv, da? Da, sigur. Și poate câștigați doi din altă parte, nu știu, zic. Adică se poate orice. E o chestiune care se dacă, poate întâmpla. Așa, dacă discutăm, cum să zic, ipotetic, așa ne imaginăm anumite, nu sigur, orice e posibil. Dom'le, nu ne imaginăm nimic, da. Că e, am mai văzut filmul ăsta amândoi. Da. Adică am văzut un Vulcov de la PDL care a trecut la PSD și nu m-ar surprinde ca mâine, poi mine, să văd un Demețo de la PNL care trece la PSD. Adică face parte din viață, viața bate filmul, la asta mă refer. Despre ce s-a întâmplat putem discuta ca o certitudine, despre ce urmează să se întâmple n-am de unde să știu, că nu am informațiile respective. Am spus că se poate, că e posibilitatea, sigur, e o realitate virtuală orice e posibil, până la urmă. Asta, da? Da. Bun. Domnule deputat, mai vreau să vă întreb ceva. Pentru că ați deschis un subiect care ar putea fi sensibil pentru dumneavoastră, nu și pentru mine. Asta e. Îmi fac până la urmă meseria și datoria și vă întreb. Au existat argumente în ceea ce vă privește că ați intrat în Parlament de pe un loc 5 considerat la vremea respectivă neeligibil. De ce vi s-ar fi convenit un loc eligibil acum pe listă? Sunt două părți ale întrebării dumneavoastră. Prima parte, deci acum 4 ani de zile, scorul PSD Olt la alegerile parlamentare a fost undeva la 58%. Uh-huh. Acum e la? Păi nu au fost alegeri. Urmează nu, să pe vot politic vă întreb. Pe ce a fost 58,6. 58,6, da. În urma alegerilor locale. Locale, da, pe da, vot da, politic. Da. Acum 4 ani am avut mai puțin de 58 la locale. Uh-huh. Deci era cumva un curent anti-PSD, trecusem, dacă știți, de perioada aceea cu domnul Dragnea, era un pic de tumult așa în partid. Ați avut mai multe perioade și cu doamna Dăncilă. Sigur, tot în perioada aceea se întâmpla fenomenul acesta. Deci, oricum, noi am reușit un scor de 50, în jur de 58%, nu greșesc foarte tare. Uh-huh.
Următoarea organizație din PSD la nivel județean, cea ocupantă a locului 2, a fost, mă rog, nu contează, PSD Buzău, care a fost cu 8% în spate, nu, pardon, cu 10%. Ba, contează că domnul Romașcanu și acum zice de Olt. E marcat încă, să știți. L-am văzut în da. Noi suntem multe... mai puțin marcați, eu fac o scurtă introspectivă. Da, l-am văzut în foarte multe intervenții publice pe la televiziunile centrale și mai scap așa de când în când, adică Oltul tot îi stă undeva. Da, adevărul că se vorbește cu puțin respect așa când e vorba de noi ăștia de la PSD. Nu, vorbea cu năduf că ați avut mai mult ca ei, asta vreau să spun. Da, deci 10%. Bine, ceea ce nu mai e cazul acum, evident. Deci ocupanții locului au fost la 10% în spatele nostru. Da. Nu mai știu de ceilalți la ce procente s-au clasat, dar cert este că pentru a, cum să spun, ocupa locurile în Parlament, există o procedură matematică. Uh-huh. Nu pot să vă descriu acum exact. Da. Ea cea de distribuire. Denumirea metodei este o metodă matematică, în fine. Uh-huh. Și care, ciudată. Destul de ciudată. Nu, nu, este absolut corectă. Care avantajează... N-am spus că e corect, am spus că e ciudată. E matematică. Da. Care ce face, dacă vreți, dă câștigătorului un plus de, îl creditează cu un plus de cu un plus. Și asta s-a întâmplat și la noi, fiind atât de, cum să spun, în sus față de ceilalți din PSD, a intrat și al cincilea deputat la redistribuirea aceasta. Uh-huh. Deci procedura matematică, dacă vreți, ne-a ajutat să mai luăm un Se poate repeta anul ăsta. Da, sigur, orice este posibil. Așa cum acum 5 ani nu ne gândeam că o să scoatem 5 și am scos. A fost surpriza etapei. De ce nu s-ar putea întâmpla și anul acesta același lucru? Vom vedea. În ceea ce privește... Doamne deputat, nu vă întreb dacă există viață pe Marte. Vă întreb dacă mai... Să poate repeta figura cu al cincilea deputat și anul ăsta. Dar și eu v-am spus că este posibil. N-am de unde să știu dacă da sau dacă nu. Este posibil. N-aveți așa ce vă raporta, la ce vă raporta? Nu. Trebuie să vedem rezultatul votului. Bun. Dar nu numai votului nostru, contează și rezultatul votului pe celelalte organizații. Adică e o treabă un pic mai complicată, nu se poate face o predicție acum. Se poate face în momentul în care avem datele pe masă. Da. Se poate face un calcul. În ceea ce privește partea a doua a întrebării dumneavoastră, aș prefera ca răspunsul să nu fie unul subiectiv. Evident, și atunci, ca să fie un obiectiv, n-aș putea să-l dau eu. Da, am înțeles. Deci trebuie să întreb pe altcineva. O să o fac. Dacă joia viitoare va fi prezent în locul dumneavoastră, o voi face. Bun. Cât credeți că are importanță și cât contează vechimea în echipă? Sau ar trebui să conteze? Pare că la PSD tipare obișnuite sunt cumva depășite, sunt nume noi intrate recent în partid, cu adeziune, nu dincolo de gard, Jianu, Lipa, Stoiciu, dacă zic bine numele doamnei, cu ONG-urile, Costoiu, Liviu Voiculescu de la noi, sunt pe locuri eligibile sau considerate eligibile? Pare un fel de ultimul venit, primul servit. Da, contează vechimea în echipă, evident. Păi și atunci cum se întâmplă dacă contează? Dar și printre numele pe care le-a spus dumneavoastră, care sunt nume venite? Păi nu le-a spus eu, l-aveți în partid. Nu le-am adus eu, le-am enumerat, le-am enumerat în seara aceasta. Sunt așa? Nume cum să zic, care vin într-o zonă de tehnocrați. Sunt nume care, unele care au mai fost parlamentari PSD acum câteva mandate, este vorba de domnul Costoiu. Este vorba de domnul Jianu, care a fost chiar ministru de două ori, dacă nu mă înșel. Fără adeziune politică. Fără adeziune, de data asta a fost Costoiu, și adeziunea, dar a fost partea... Costoiu a venit, a plecat, sigur, acum a văzut domnul că Costoiu s-a a fost întors. Și dânsul ministru, dar a fost și senator. Din dar domnul Florin Jianu nu. Domnul Florin Jianu a fost... Pe tehnocrație. Pe tehnocrație, într-un guvern PSD, asumat sub sigla PSD. Nu, într-un guvern PSD-PNL. A asumat sub sigla PSD, n-a fost ministru PNL dânsul atunci. Nu, n-a fost, da. Deci sunt persoane care au cochetat întotdeauna cu social-democrația. Nu văd o problemă aici. Deci vechimea poate să fie cât de lungă? Nu, am spus că vechimea contează. Poate să devină deodată scurtă sau cum? Domnul Costoiu a fost membru vechi de partid, nu
A avut dânsul niște probleme pe care și le-a rezolvat. Știm problemele care au fost în justiție. A ieșit, cum se spune, onorant din procesele respective. A câștigat, a ieșit nevinovat. Mm-hmm. Acum... Deci încă un sacrificat. S-a reactivat. S-a sacrificat și domnul Costel, nu? Poftiți? Perioada asta s-a sacrificat și domnul Costel. Acum... Ca domnul închez noi așa, pe sacrificiu. Publicitate păi, și ne întoarcem, că deja... Da, ne întoarcem, dar tot așa ne întoarcem, să știți, publicitate. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Suntem în direct din nou cu domnul deputat PSD de Olt, Emil Albătă. Era să zic Paul Stănescu, că despre Paul Stănescu urma să vă întreb. Dar până la Paul Stănescu fac așa o mică paranteză, ca să nu pierd chestiunea cu domnul Costoiu, cu procesele, cu integritatea. Integritatea. Criteriu prețios în PSD, care l-a decapitat pe domnul Chesnoiu, trebuie să specificăm, inculpat într-un proces, faza fondului la înalta curte de casație și justiție, pentru infracțiuni asimilate corupției. A ieșit din listă locul 3 eligibil pe Camera Deputaților. Nu cred în marota motivației domnului Chesnoiu că a fost decizia exclusiv personală așa, a sa, ca să nu fie atacată echipa. Nu l-a atacat nimeni pe subiect și, de fapt, deocamdată nici echipa nu a fost atacată pe subiect. Pișcat așa, pe aici, pe acolo, dar nu pe subiectul ăsta. Domnule deputat, considerați integritatea până la o hotărâre definitivă în instanță un criteriu dur care poate marca destine sau e unul imperativ necesar? Este mai puțin important ce consider eu, dar părerea mea este că orice om este nevinovat atâta timp când nu există o sentință definitivă împotriva lui. Asta e părerea mea. Bun, vis-a-vis de acest caz, este o decizie la nivel central luată, la nivel central în partid. Vis-a-vis de integritate, da. Da, care evident... A ieșit din listă și domnul Bodoc tot care, pe criteriul ăsta. Da. Și au mai fost și alte cazuri... și Adrian Chesnoiu de la noi, este o decizie luată la nivel central, repet, care trebuie respectată. Dar nu vi Ne-am se pare, asumat-o. Dar nu vi se pare așa totuși prea dură, fiindcă într-o țară... sunt situații în care, și viața a arătat lucrul ăsta, în care au fost oameni decapitați care au fost declarați nevinovați ulterior. Din păcate, noi în România am ajuns în situația asta, să... fim întâi vino. Nu vi se pare că se să joacă așa cineva cu cineva? Aveți sentimentul ăsta câteodată, că cineva da, se joacă cu cineva? Câteodată da, bineînțeles. Noi spunem treaba aceasta de mult timp, noi cei din PSD. Eu să știți că sunt convinsă că măgăria care i s-a făcut lui tătarul cu 7 găini, un carton noi... de ouă, uite banii, nu sunt banii, eu sunt convinsă că va pica deci... la bară în instanță. Omul ăla va ieși nevinovat de acolo, dar nu... iată că și tătarul out de pe listă. Să nu uităm zilele, sau nu zilele, perioada prin care justiția se făcea la televizor, în special cu membrii marcanți ai... Acum ați face în subteran, văd. Membrii marcanți ai Partidului Social Democrat, care ulterior ieșeau nevinovați. Deci nu putem uita acea perioadă, pentru că DNA-ul de la vremea aceea, cum să spun... Ce de la vremea asta vi se pare că nu e jucător? Păi nu, stați un pic. Noi am decis să respectăm justiția și nu domnule, comentăm asta, nu deciziile asta spun, justiției. Deputat. Vreau să vă spun doar următorul lucru, că sunt colegi de-ai noștri din alte nimic. Partide. Ați decis o mare porcărie, vă spun eu. Colegi de-ai noștri din alte partide, lăsați-mă să-mi termin și eu ideea, care mai nou consideră că DNA-ul, când se duce, de exemplu, peste cei de la USR, spun că acesta este noul DNA care nu mai are nimic de a face cu justiția. Domnule, nu e corect. Deci vis-a-vis de acest caz,
Păi cum să nu spună, domnule deputat, când Vlad Voiculescu e bine mers în Parlamentul European și din dosarul lui nu știu unde e dosarul lui Voiculescu pe vaccine? Păi este... Unde? În lucru. În lucru. Tricotează la el. Nu știu. Bineînțeles că este o decizie tare pe care am luat-o sau pe care au luat-o colegii mei din conducerea centrală a partidului, care trebuie respectată de vreme ce am luat-o. Domnule, nedreaptă. Eu așa zic, eu n-am spus, nedreaptă. Eu n-am spus că e dreaptă sau că e nedreaptă. Eu am spus că este tare. Și că trebuie respectat. Tare la ce vă referiți? Tare la dură, nu, că la ce dură, vă referiți? În sensul de dură. O decizie dură. Care avantajează pe cine? Până care la avantajează, pe dacă vreți, imaginea, care nu visa care avantajează viața asta niciodată locul dacă vreți, pe imaginea partidului și a oamenilor care sunt propuși pe listă. Fâs. Da, mă rog, na, știu, sunteți om politic, nu puteți să spuneți mai mult și asta este. Nu ieșiți din linia partidului. Ce-ar fi Oltu fără Paul Stănescu? Domnul Paul Stănescu este numărul 2 în PSD la ora actuală. Central. Central, da. Specificați vorbim, că... Îmi cer, se supără domnul Delureanu. Îmi cer scuze, da, mă scuzați, nu... Nu, nu vrea nimeni să... Nu cred că se pune problema de... Deci este numărul 2 în partid la nivel central și ce-ar fi Oltu fără Paul Stănescu? În primul rând, ce-ar fi... Nu știu dacă echipa care contează de astăzi din PSD Olt ar fi ceea ce este fără aportul pe care l-a avut în timp Paul Stănescu. Unii, nu toți, la unii. E valabil doar pentru unii. Da, să știți că mie nu-mi place să fiu ipocrită. Nu spun că sunteți dumneavoastră, dar eu vă spun că mie nu-mi place să fiu ipocrită. Nu știu dacă echipa ar fi unde este astăzi fără aportul adus de domnia sa. Pentru nu unii, știu, repet. Nu știu dacă nu cumva Oltu ar fi fost mai sărac în investiții decât este astăzi dacă iarăși Paul Stănescu n-ar fi fost numărul 2 în PSD. Și eu nu știu dacă... întrebat, eu m-am referit la Oltu. Sărac Oltu ca investiții, uh-huh. Așa, și nu știu dacă iarăși echipa PSD Olt ar fi fost atât de bine reprezentată la nivel central dacă n-ar fi fost Paul Stănescu în conducerea partidului. Girat, iată, cu un al doilea mandat de secretar general. Când toată lumea zicea, vine Neacșu, vine Popescu, vine Ionescu, uite că vine tot Stănescu. Deci... Adică a fost să fie tot Stănescu, nu? PSD-ul este un partid care, știți cum, care trăiește. Trăiește și... Așa se întâmplă la deci, noi. E cu mult zbucium, da? Știți? Concluzionând un plus, nu? Nu, că zbuciumul ăsta n-a fost în partid. Concluzionând, a fost, evident... A fost așa, pe surse de presă, că nu așa ne place, știți? Să facem așa zbucium câteodată. Aș pune mai mult, concluzionând, este plusul. Plusul. Plusul, da. Unicul plus. Am zis plusul. Plusul. Articulat, hotărât, L. Da. Ce considerați că deosebește PSD de ceilalți competitori? Păi, multe. Plecând de la doctrină... Nu mișiluiți. Dați-mi așa ce ne fascinează. Continuăm cu seriozitatea de a face lucruri și cred că cel mai important, să lăsăm gluma la o parte, cred că cel mai important lucru... Dar eu n-am glumit. Vi s-a părut că am glumit? Nu, eu am glumit. Cel mai important lucru care ne deosebește de ceilalți este, aș spune eu, empatia pe care o avem față de cetățeni și, evident, dorința de a face să crească nivelul de trai în România. Asta este o chestiune pe care sunt puțini cei care ne-o contestă, pentru că, de-a lungul timpului, se știe, noi am fost cei care am mărit, dacă vreți, și salariul minim și am... recalculat / crescut și pensiile. Da. Așa zici și peneliști poate... că le-au făcut ei. Poftiți? Așa zici și peneliști că le-au făcut ei. Noi am mărit acum... pensiile. Nu, haideți să... Acum... Noi am plafonat prețul la alimente. Eu vă spun ce zic, adică trăim amândoi în aceeași gulă de timp, nu? Noi trăim... Noi am plafonat prețul la energie. Noi, vreți să vă mai noi zic? Noi cu toții trăim în aceeași bulă. Ei trăiesc în a lor, în bula lor. Aoleo. Păi... Sunt bucovici? De ce râdeți? Bucovici? Da. Da? Deci sunt bucovici, nu? Nu știu ce să zic. Da. Păi așa a făcut președintele noastră, domnul Marius Oprescu. Trăiesc în bula lor bucovică. Am două cuvinte de la domnul Oprescu.
care îmi plac, cu care m-a fascinat. Scapă, nu, nu știu. Redundant și bucovic. Deci cu astea două cuvinte, domnul Oprescu m-a fascinat. Bun. Ce-l recomandă pe domnul Marcel Ciolacu, președintele Republicii? Băi, recomandă multe lucruri. Dar ziceți-le pe alea trei, unele trei. Mi-a citit gândurile, nu, nu, da, nu, bă, nu. Eu așa sunt cititoare de gânduri. Dar în primul rând îl recomandă ceea ce nu au ceilalți. Onoare, respect și predictibilitate. După cum chiar ei, ceilalți, au declarat. Trebuie să mai spun și altceva? Nu, eu cred că e suficient. Vă vreau, mă uită la dumneavoastră și vreau să vă întreb. Sunteți siguri că ați înțeles întrebarea, nu? Da. Și asta rămân, nu? Nu, ca să fiu cumva la fel. Da. Da? Deci ăsta rămân, da? Rămân în istorie, da. Da, bun. Da. Ce lecții ați învățat din pierderea Slatinei? Mai multe. Una care v-a ars așa cel mai tare. Deci, în primul rând... Aia mai dureroasă, care a usturat cel mai hai rău. Hai să zic trei. În primul rând am învățat să am încredere în propriile instincte. Am reînvățat să fac treaba asta. În al doilea de rând... De ce vi l-ați înnebușit atunci? În al doilea rând am învățat că realitatea nu poate fi redefinită. Și în al treilea rând am învățat că nu contează numai cât faci. Contează și cum o faci și cum o comunici. Cred că e suficient. Adică am învățat destule. Eticheta sufletul comerțului și de cum îți vinzi marfa, nu? Poate fi spus și așa, dar... Da. Cum vedeți perspectiva politică pe Slatina? Stați 4 ani în opoziție, intrați și în prelungiri? Adică cum 4 văd, plus 4? Cum văd perspectiva politică în Slatina? Că dacă mai bag mănâncă plus 4, mai am capul direct. Hai să răspundem scurt. O văd nebunească. La ce se întâmplă acum? O văd nebunească. Da, și dacă stăm în prelungiri, da. Numai dacă vrem să... Nebunească. Dar noi ăștia de la OTV care suntem niște mizerabili. Numai dacă vrem să... Pot să spun asta. Asemănăm Slatina cu strălucirea de la Bălăceanca. Păi dar nu vi se pare că strălucești? Adică strălucitor, da. Da, eu parte din echipa asta mizerabilă la Hazna pot să spun și eu, nu? Că doar n-am eu la valiere în piept, dar gura am. Domnule deputat, uite că m-ați inspirat așa. Dacă ați putea fi invizibil, care ar fi primul lucru pe care l-ați face? Deja invizibil? Dacă. Nu o să fiți. Dar dacă ați putea. Doamne, dacă aș fi invizibil, mi-aș vedea de treabă. Cu tot așa? Păi dacă n-ar conta... N-ați găsit pe niciunul să-i dați așa? Adică n-ați spate pe nimeni? Bine, putem răspunde. Mi-ați dat spune o piedică nimănui? Nu. Nu? Nu. Domnule, ce cuminte sunteți. Foarte cuminte. Da. Adevărul e că dacă erați mai flobiu... Mă refer la invizibilitate ideatică, doamne, nu... Da. Bun, unde vă vedeți în ianuarie 2025? Cu siguranță printre studenții mei. Da? Da. Și peste 4 ani vă mai tentează ceva politic? Așa, nu, pe cred experiența asta nu cred că mi-am frumoasă, spus, nu cred că mi-am spus încă ultimul cuvânt în politică. Serios? Așa cred eu. Aveți gânduri mari, a? Nu, da. Am viitorul în față. Aveți somnul că sunteți tânăr. Sunt tânăr. Da. Asociați următoarele cuvinte cu nume și vă rog să fiți foarte atent din lista care contează, nu dați altele, că nu vă las. Deci asociați următoarele cuvinte cu nume din lista care contează. Bine, hai să zic și echipa care contează ca să mă fac înțeleasă să nu ziceți că n-ați înțeles întrebarea. Și anume, predictibilitate. Că Marius Iangu. Pentru că a fost cumva predictibil că va fi locul 1 pe listă. Șansă.
A, Bogdan Mihuți, pentru șansa dată tinerilor de a fi în politica mare. Trăiască Nașu. De fapt, trăiască Ciolacu, că l-a pus ligile de integritate, că Nașu seara acum a picat așa, pe ghinion. Inspirație. Florin Barbu, pentru inspirația de a găsi soluții problemelor din agricultură. Pe domn Barbu, nu știu dacă știți, dar dânsul a zis că te astează cu capul. Nu, eu știu că a făcut multe lucruri bune, da, în agricultură. Înțeles. Oratorie. Adrian Chesnă. Aici. Nu mai trebuie să justific. Aici sunt cu totul de acord. Tăcere. Gigel Știrbu. Da, am zis din echipa care contează. Pentru că a lipsit... Deci, pentru că a fost o tăcere lungă de 4 ani, cel puțin, în care a lipsit din județ. Domnule deputat, din echipa care contează, v-am cerut. Da, am răspuns. L-ați luat pe domnul Știrbu la PSD și nu știu eu? Nu. A mai ieșit cineva din listă nu avem și de nu știu gând. Eu? Nu l-am luat și deci, nici nu avem de gând. Deci, tăcere din echipa care contează. Da, am răspuns. Vedeți că aveți și până la locul 7 și... Adică poate vă inspiri și eu într-un fel, nu știu, zic, vă șoptesc. Deci, tăcere. Am răspuns, am dat răspunsul, da, pe care l-am găsit potrivit. Nota 1 pentru faza asta. Amar. Corijen. Întrebările dumneavoastră. A, nu se poate așa ceva, nu fac parte din echipa care contează, nu, nu? Nu, no, da, da, bine, aveți 1-0 la faza asta, sper să egalez. Am și eu 1, doamnă, nu 0. Da, eu am Dulce, 0. Dulce. Toate femeile care fac parte din echipa care contează, da, cea mai în special doamna Siminica Mira. Da. Deci doamna Siminica, vă trimit link-ul emisiunii, un cozonac, un ceva, un că știu că dulciurile sunt în portofoliul dumneavoastră, am înțeles că le faci și bune, dar le împărțiți și cu mine, să știți, ca să fie treaba. Mai da? Ne gândim, da. Nu ne mai gândim deloc, că de la mine luați cozonacul. Am înțeles. Bun, construcție. Construcție. Marius Oprescu, pentru că el este cel care a construit echipa care contează. Da. Ghid. Paul Stănescu, pentru că el i-a fost ghid celui care a construit echipa care contează. Domn profesor, pe total așa, un bine spre foarte bine, un B spre FB. Mai puțin cu amarul ăla și cu tăcerea aia. 2 cu 4 și restul? 2 cu 4, 6 și restul cât mai mare. Pentru că noi facem parte din echipa care contează. Deci 2 cu 4. 2 Senat, 4 Camera Deputaților, da, și restul... Evident, îmi cer scuze. Nu trebuie, că îmi plac chestiunile astea de finețe. Noi ne-am propus să scoatem un scor cât mai mare. Evident că noi ne-am propus să scoatem un scor cât mai mare și cu un rest cât mai mare. Bun, și dacă scoateți 2 senatori și 4 deputați, că e clar că mai mult de 2 senatori nu puteți să scoateți. Dar nu se știe. De ce? Așa clar. Și de ce, domnule, că sunteți dumneavoastră supleant pe locul 3? Dar nu de mine vorbesc, să știți. Păi, dar dumneavoastră sunteți acolo. Eu de dumneavoastră vorbesc, că dacă pe locul ăla sunteți dumneavoastră, de cine vreți să vorbesc? Și acum 4 ani, tot așa, mai mult de 2 cu 4 nu se poate și au sos 2 cu 5. Avantajul nu știți cum e. Doamne ajută! Dezavantaje, mila albotă. Bun, am înțeles. Da. Nu, păi trebuie să egalez și eu, adică nu vă las așa cu 1-0. Punctați-o. Ce v-ar putea determina să ieșiți din politică? Și ultimul punctaj, că mi s-a terminat emisiunea. Lipsa aprecierii muncii mele. Mai ce o dată. Lipsa aprecierii muncii mele. Da. Bun. A treia oară nu mai... Nu, că nu vă mai pun. Am vrut să marchez eu chestiunea asta pentru că mă interesează. S-ar putea să fie o știre mai devreme decât imaginam eu sau așteptam eu. Bun! Domn deputat, mulțumesc mult! Mulțumesc și eu pentru invitație. Eu vă doresc mult succes. Vă doresc... Nu știu, să vă iasă la firul ierbii. E asta cu firul ierbii. Oare un coleg de-al noastră din echipa care contează, mie îmi sună așa, urât, sincer. Îmi sună așa un fel de mensana in corpore barosana, ca să fiu delicată. Nu sunt eu delicată și nici nu o să fiu.
Dar pare așa de expresie de, nu știu, mă, ce cu gândul la rumegătoare. În fine, s-a terminat emisiunea. Mulțumesc mult, vă doresc mulțumesc succes. Mulțumesc pentru invitație. Vă doresc succes, sper să nu ieșiți din politică. Ar fi, din punctul meu de vedere, cel puțin, și acum nu sunt nici malițioasă, nu mai sunt nici rea, ar fi o pierdere. Dar rămâne să ne demonstreze timpul. Știți cum e? Eu în viața asta și în anii ăștia mulți de meserie am văzut multe. Și să știți că am văzut și vouchere rable care se cred luate din showroom și care nu sunt decât un voucher și așa rămâne. Vine o vreme când și curând vor ieși unii, li se va sparge sternul și va ieși caracterul din ei, știți? Deja unii o fac. Deci deja avem un voucher de rablă care se crede, deja, nu mă înșel, credeți-mă. Dar sunteți din showroom, că aici vreau să ajung, și să rămâneți în showroom, indiferent de restul echipelor care contează sau nu contează sau contează mai puțin și a lucrurilor care contează sau nu contează sau contează mai puțin. Punem punct emisiunii imperativ din această seară. Mulțumesc domnului deputat PSD, Emil Albotă. Mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru prezență. Ne revedem joia viitoare. Până atunci vă spun ca de obicei, fiți imperativ. Seară bună. Mulțumesc, domnule. Seară bună. Mulțumesc și eu.